Discutăm mai multe despre situația de pe scena politică împreună cu domnul Gabriel Zeta, vicepreședinte al Partidului Social Democrat. Bună dimineața, bine ați venit în studioul știrilor B1 TV. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Zeta, vedem această ședință importantă care are loc în aceste momente la guvern, cu o mențiune pe locul pe care stați dumneavoastră, a stat și domnul Cătălin Cârstoiu. Astăzi, scaunul lui însă tremură, pentru că nu știm dacă va mai rămâne sau nu candidatul coaliției PSD-PNL. Va rămâne sau nu? Dumneavoastră ce informații aveți? Da, nu sunt la această ședință a coaliției, va trebui să vedem decizia pe care o iau liderii noștri până la urmă. E extrem de dificil de spus, pentru că în ultima săptămână lucrurile n-au evoluat pozitiv. Ne-am așteptat la momentul în care Cătălin Cârstoiu a fost desemnat candidat susținut de către coaliția PSD-PNL, ca lipsa lui de notorietate să fie suplinită până la urmă de o campanie bună, astfel încât să-i crească notoritate pe de o parte, să încerce aproximativ să se suprapună pe electoratul, pe de o parte, a Partidului Social Democrat, pe de altă parte, a Partidului Național Liberal. Dar în ultima săptămână, cel puțin, lucrurile nu cred că s-au dus înspre o zonă pozitivă, ci din potrivă, într-o zonă 100% negativă. Mai ales că sunt sondaje care îl dau cu 10% acum pe locul 3. Bun, acum nu știu, nu o să se ia liderii coaliției după sondajele făcute de către primarul în funcție, de către Nicu Șordan și de către cei de la USR, care evident o să încerce să-și arate propriul candidat că stă mai bine decât stă în realitate. Dar cert este că în ultima săptămână l-am văzut pe Cătălin Cârstoiu singur, l-am văzut câteva zile lipsă în campania electorală, a uitat să mai facă ceea ce era nevoie într-o campanie electorală, adică să iasă între oameni, să se facă cunoscut, să dea mâna cu bucureștenii și mai ales, lucru care e cel mai important într-o campanie electorală, să prezinte planul pentru București. Te discutăm măsurile concrete pe care bucureștenii le așteaptă de la un candidat, mai ales un candidat a unei coaliții atât de mari, așa cum este PSD și PNL. A prezentat doar 20% din planul pentru București în condițiile în care au trecut vreo 3 săptămâni, nu? De când este anunțat public. Principalul atu al candidatului, al medicului Cătălin Cârstoiu, este faptul că această coaliție PSD-PNL poate să obțină un scor politic în Consiliul General foarte bun, iar în spatele lui va sta o majoritate. Iar împreună, cu liniște și cu mult calm și cu susținere politică și din partea guvernului, tot PSD-PNL și apoi din partea consilierilor generali ai capitalei, ar putea să pună în aplicare cu adevărat planul pe care îl spune. Un plan cu care unii poate să fie de acord, unii poate să considere insuficient, dar oricum ar fi un plan pentru București care are susținerea necesară. Și eu la asta m-am așteptat în această săptămână. Adică să vorbim mai puțin despre, eu știu, incompatibilități, acuze, lucruri care sigur că nu fac bine într-o campanie electorală, că tu încerci să câștigi încrederea în campanie electorală. În momentul în care există acuze la adresa ta, ce facem? Creștem. Pare decredibilizat total în acest moment candidatul pe care l-a avut. Nu zic că total, dar explicațiile pe care le-am văzut și eu de exemplu, candidez la Maramureș și am fost în Baia Mare în toată această perioadă și am văzut, m-am uitat și eu la conferința de presă pe care a susținut-o medicul Cătălin Cârstoiu, nu a fost neapărat extrem de convingător, adică nu a venit să iasă în fața noastră fiecăruia și să ne mobilizeze, să spună nu contează ce s-a întâmplat în trecut, eu sunt soluția pentru... Deci trebuia să fie mai convingător, e prima greșeală pe care i-o reproșați. Da, eu da. Eu mai da. Sunt și alte greșeli pe care le-a făcut Cătălin Cârstoiu în afară de a-și prezenta planul? Sunt candidat și eu. Și știu ce înțeleg până la urmă ce își doresc oamenii. Vor să vadă lideri puternici. Dar dumneavoastră aveți și experiență politică. De acord. Bun, domnule Zeta, haideți să analizăm puțin scenariile care sunt în acest moment pe masa coaliției. Să vedem ce variante au PSD și PNL. Prima variantă ar fi să-l păstreze pe Cătălin Cârstoiu. Dacă îl păstrează pe Cătălin Cârstoiu, ar putea însă să dea un semnal prost, pentru că acestea sunt primele alegeri care au loc, europarlamentare și locale, pentru restul alegerilor din acest an, în condițiile în care domnul Cârstoiu n-ar ieși primar al capitalei. Ar fi o variantă, o înțelegem. Sigur că este o variantă. Este până la urmă varianta cea mai posibilă dintre toate, dar pentru asta e nevoie totuși de un restart în campania electorală doctorului. Și cum s-ar face restartul ăsta? Adică cu adevărat, cele două partide să se pună în spatele lui Cătălin Cârstoiu. Adică să vedem liderii de pe București, să vedem primarii de sectoare, să vedem membrii de partid care cred în această construcție PSD-PNL că ies în spatele lui Cătălin Cârstoiu și fac campanie cu adevărat. A lipsit acest lucru. Pe de altă parte și medicul Cătălin Cârstoiu a spus acest lucru că s-a simțit singur în precampanie. Relativ singur. Echipele de campanie de la cele două partide, și de la PSD și de la PNL, părerea mea că trebuie să lucreze împreună. Trebuie să dea semnalul acestei campanii că este o campanie unitară a celor două partide, pentru că altfel parcă sunt trei campanii. Una a PSD, una a PNL-ului, una a medicului Cătălin Cârstoiu, care poate nu are stafful necesar și mai ales
experiența politică necesară pentru a ști ce trebuie să facă, ce mesaje trebuie să transmită într-o campanie interesantă electorală. Interesantă observația dumneavoastră. Pe de altă parte, mi-aduc aminte că nici după conferința, ultima conferință de presă pe care a dat-o Cătălin, a făcut-o Cătălin Curstoiu, nici după interviul pe care l-a avut aici la B1 TV în studio, n-au existat lideri din PSD și PNL care să-și arate susținerea. Doamna Firea a venit și a spus, va trebui făcută o ședință specială să vedem dacă mai rămâne. Cred că doar domnul Dâncu a ieșit public și a zis, deocamdată mergem înainte cu domnul Curstoiu. În rest, mari lideri din PSD n-am văzut. De deci, acord, din colegii dumneavoastră. Nici la PNL, de altfel. Nici la PNL. Asta este problema. Suntem, adică sunt câțiva oameni care din partea celor două partide, ori PSD, ori PNL, vin public și vorbesc. Așa zis, și comunicatori, până la urmă, a partidelor politice. Mare majoritate sunt din județele și care dau semnalul până la urmă. Din Maramureș. Până la urmă, părerea mea în ceea ce privește felul în care funcționează campania din București nu e la fel de relevantă ca liderilor din București. Într-adevăr, ei trebuie să iasă. Degeaba o să ies eu, Gabriel Zedea, și o să-mi dau cu părerea, pentru că experiența mea, în primul rând, e acolo, în Maramureș. Candidez pentru Consiliul Județean Maramureș, domnul Dâncu. E clujan. Are de condus o filială a Partidului Social Democrat într-o bătălie cu Partidul Național Liberal. Așadar, mai puțin va conta ceea ce vom spune noi, cei care suntem implicați în campanie electorale din țară, față de cei care candidează astăzi aici, efectiv, în București. Mergem în continuare pe scenarii. Dacă scenariul întâi, primul scenariu, prevedea să-l păstrați pe domnul Cârstoiu, cel de-al doilea scenariu pe masa coaliției înțelegem că prevede o lovitură de imagine, în sensul în care să găsiți rapid un alt candidat care să aibă notorietate, să poată să susțină declarații, conferințe de presă, să dea acest ton ferm că poate să ducă o campanie și poate avea susținerea celor două partide. Cine ar fi acest candidat? Este o listă pe masa coaliției de nume? 100% există o listă de nume, că aș, nu știu, ABCDE, vorbeau de coaliție, variante, domnul Ciucă, domnul Ciolacu. O coaliție serioasă are și backup în momentul în care are un plan. Chiar să ai un plan de rezervă în cazul în care se întâmplă ceva, Doamne ferește. Este două partide, cele mai mari două partide ale României, până la urmă există resursă umană la dispoziție. Doar că trebuie să și vrea cei cărora le-ai propune în acest moment să intre într-o campanie electorală cu 8 zile înainte de termenul limită de depunere a candidaturilor. Și nu poate să fie vorba decât despre o persoană care are o notorietate uriașă, peste 70-80% în București, cu o încredere de 30-40%, poate sunt 2-3 persoane care se califică pentru o astfel de poziție în acest moment pe ultima sută de metri. Deci eu mă îndoiesc că se va produce o schimbare până la urmă de candidat, este mult prea târziu, dar cu siguranță atunci trebuie să producă un restart a încrederii pe care coaliția îi acordă lui Cătălin Cârstoiu și un restart a campaniei pe care Cătălin Cârstoiu o duce în fața bucureștenii. Scenariul cu numărul 3, candidați proprii separați. Aici PSD ar trebui să vină cu un candidat propriu, probabil că Gabriela Firea, pentru că a fost invocată ca, de fapt, ca propriu candidat în condițiile în care nu se dorea în condițiile în care nu era încă decis un candidat comun, și PNL ar trebui să vină și ei cu un nume, liberalii, probabil că vor veni cu Sebastian Burduja, nu știm deocamdată. Dacă sunt aceste este această variantă pe masa coaliției, se va merge așa. Înțelegem că există și o provocare aici, pentru că dacă depuneți lista comună pentru Consiliul General, pierdeți cumva din viteză în cazul existenței a doi candidați. Nu, există și această variantă până la urmă la dispoziție. Cele două partide au stabilit că avem în primul și în primul rând o listă comună pentru alegerile europarlamentare, lucru care este valabil din Maramureș până în Giurgiu și din Constanța până în Satu Mare. Nu avem o problemă din acest punct de vedere. La alegerile locale poate fiecare să candideze împreună sau separat în funcție de înțelegerile locale. Eu nu cred că o candidatură separată în acest moment ar dinamita coaliția. Nici deci că credeți într-un, mai mult într-un scenariu de candidatură separată decât într-unul de candidatură comună? Se poate merge înainte, pentru că miza PSD-PNL în acest moment este mesajul pe care îl dăm în fața Europei. Faptul că România este principalul punct de sprijin a Comisiei Europene și a NATO pe flancul estic. Și ce faceți atunci cu candidații de la sectoare? George Tuță, candidat la sectorul 1, la sectorul 2, domnul Hopinca. O să rămână candidați comuni, adică nu cred că trebuie... Adică acolo candidați comuni și la capitală candidați separat. În cel mai rău caz, asta este cea mai proastă dintre variantele pe care le-am putea avea acum. Dar dumneavoastră credeți în această variantă? Da, este una dintre soluțiile posibile. Nu pot să o neg, nu pot să nu spun că nu vor exista discuții și pe acest subiect. În primul rând, eu cred că va rămâne medicul Cârstoiu. Eu asta cred, cred că asta este și normal. Sigur, Partidul Social Democrat a avut rezervele sale la momentul în care domnul Cătălin Cârstoiu a fost desemnat.
Adică atunci am spus o persoană cu o notoritate destul de mică, va fi extrem de dificil într-un timp scurt să o aducem în poziția de câștigător. Adică să ne obținem până la urmă, să ne atingem targetul și ținta pe care o avem, aceea de a câștiga primăria. Dar odată ce am luat această decizie, este oameni serioși și mergem înainte, cu toții, și PSD și PNL. Deci eu cred că va rămâne această variantă, doar dacă, nu știu, din calculele pe care le au, din anumite sondaje de opinie, este că nu există absolut nicio șansă să restartăm această campanie, atunci sigur vedem și celelalte dintre variante care stau în picioare. Și ultima variantă de pe masa coaliției, ultimul scenariu de lucru în aceste momente la guvern, ar fi o susținere oficială sau tacită din partea PSD pentru domnul Cristian Popescu Piedone și la fel o susținere oficială sau tacită din partea PNL pentru domnul Nicu Șordan. Cum se vede această variantă? Știm că domnul Ciolacu s-a pronunțat deja, a zis că clar nu poate fi susținut domnul Piedone. Pe de altă parte, cei de la PNL ar avea de suferit foarte mult, nu? Pentru că l-au criticat pe Nicu Șordan acum să-l susțină pe ultima 100 de metri. Dumneavoastră la PSD l-ați ignorat pe domnul Piedone, acum l-ați susține, dar n-ați avea candidat propriu în continuare. Nu cred că este posibil un astfel de scenariu în care cele două partide să susțină contracandidați. Problema, discutăm totuși de o alianță care își dorește să conducă din anul 2024 încolo România împreună cu mesajul acesta de stabilitate pentru Europa. În momentul în care începe să avem tot felul de alianțe cu opoziția, adică nu între unii și ceilalți, evident că stabilitatea asta este pusă sub semnul întrebării. Așadar, există posibilitatea să pierdem alegerile în București? Nicio problemă. Pierdem alegerile, mai sunt alte 3500 de unități administrative teritoriale în România unde coaliția PSD și PNL poate să câștige, fie separat, fie împreună alegerile. Noi vom fi judecați sau această coaliție PSD-PNL va putea să meargă înainte și să zicem și pentru alegerile prezidențiale și pentru alegerile parlamentare, dacă scorul politic pentru alegerile europarlamentare este unul satisfăcător, adică această coaliție este validată de către români. În acel moment, nu că am câștigat București sau că am câștigat Brașovul, sau că am câștigat alegerile la Maramureș sau am câștigat alegerile... Dar e un semnal slab, prost, dacă pierdeți Bucureștiul. Evident că nu e ceea ce ne dorim. Ne dorim să câștigăm. Dar dacă nu se poate, sigur, vedem și restul, că țara e mai mare decât sectoarele Bucureștiului și decât București. Țara are 20 de milioane, București sunt 2 milioane, totuși. Adică trebuie să vedem ce se întâmplă și în restul țării și care este scorul electoral pe care PSD, PNL împreună îl au în restul României. Foarte scurt, pentru că mai avem un minut la dispoziție, despre președintele Klaus Iohannis, cel care a plecat astăzi într-o vizită în Coreea de Sud, s-a întors, mă rog, la avionul prezidențial privat, de fapt, de lux, pe care l-a mai folosit și în 2023, a mai fost fostul președinte și prin Africa. Cum vedeți asta? Și, de asemenea, vreau să comentați și următoarea informație. Cei de la Euronews Italia îl dau pe Klaus Iohannis pe lista posibililor înlocuitori ai Ursulei von der Leyen, dacă aceasta nu reușește să creeze o majoritate ca să primească cel de-al doilea mandat la șefia Comisiei Europene, foarte scurt. Deci, unul la mână, faptul că președintele țării face vizite internaționale, un lucru pe care cu toții trebuie să-l susținem. Faptul că, totuși, Klaus Iohannis în ultimii ani de zile și-a construit o imagine internațională bună, reprezentând România, este iarăși un adevăr. Ar trebui cu adevărat să fie mult mai atent vis-a-vis de aceste cheltuieli cu avioanele private. Asta nu e un lucru normal, nu e conform dorințelor poporului român, din nicio discuție pe care am avut-o cu niciun cetățean al României. În anul 2024. În anul 2024, România așteaptă de la demnitari să prezinte cea mai multă umilință atunci când vorbesc despre cheltuielile publice. Sigur, a decolat chiar de la Sibiu, l-a luat avionul privat. Da, e același lucru care miniștrii care merg cu el au plecat cu un alt avion. Ați văzut, măcar ei au înțeles. Premierul Marcel Ciolacu a înțeles acest lucru. Merge de fiecare dată cu avioane de linie. Chiar se și postează în anumite avioane de linie tocmai pentru a arăta că înțelege momentele dificile prin care trece România și astfel de cheltuieli extravagante. 20 de secunde mai avem pentru locul. De asemenea, faptul că Klaus Iohannis reușește să fie pe lista scurtă în anumite pentru funcții în Comisia Europeană sau chiar la NATO, e un lucru bun pentru România. Susțineți această orice candidatură a unui român pentru o funcție de reprezentare a României la nivel internațional are susținerea mea 100%. Acum, pe plan intern, asta cu cheltuielile, ar trebui să avem mai mult bun simț. Mulțumesc, domnule Gabriel Zeta, vicepreședinte al Partidului Social Democrat, pentru că ați fost prezent.